Bună seara, bine v-am regăsit. Din nou, realități rurale. Astăzi o să discutăm despre niște lucruri extrem de interesante de care noi ne lovim. Eu ca șofer, dumneavoastră ca pietoni, alții ca, eu știu, oameni care încearcă să trăiască în anumite zone, fără să vrem, trebuie să traversăm. Fără să vrem, trebuie să mergem cu mașinile. Fără să vrem, ghilimele de rigoare spre că le sesizați, avem nevoie de drumuri. Cum sunt aceste drumuri? Ce se întâmplă pe ele? Ce putem face să avem niște drumuri bune fără gropi? Cine se ocupă de a semnala lucrurile care se întâmplă? Ce se întâmplă cu poliția română? Ce poate face în acest caz în care sunt astfel de probleme? Toate aceste lucruri le discutăm astăzi la emisiunea Realități Rurale. O să încep să prezint invitații noștri și îmi pare bine că avem un reprezentant al Inspectoratului General al Poliției Române aici în, în studio, domnul Horațiu Pop, comisar șef. Bună seara. Bună seara și bine ați venit. Mulțumim pentru a, faptul că sunteți împreună cu noi și o să a, încercăm să dăm cât mai multe amănunte și cât mai multe lucruri pe care poate că a, cei care ne urmăresc acum încă nu le știu și sunt sigur că vom avea lucruri și vom afla lucruri interesante despre acest lucru. Lângă domnul Horațiu Pop avem doi reprezentanți ai Asociației România Fără Grup și să începem de la mijloc, domnul Alexandru Ștefan. Bună seara! Bună seara. E confrate, e în zona asta, dar este membru fondator al acestei asociații. Vom vedea ce face. El desenează, în ghilimele, grafica grobilor, să spunem. Iar lângă Alexandru, un alt Alexandru, Alexandru Vâlvoi, care este și el la fel membru al Asociației România Fără Grup, membru fondator. Bună seara, Alexandru! Bună seara. Bun. Am pornit la o idee pe care și noi avem conducem, avem mașini și se întâmplă. De ce apar gropile? Asfaltul e de vină? Cine e de vină? Ce se întâmplă? Dumnezeu e de vină? Natura e de vină? Tot ne întrebăm. Sau asfaltul de proastă calitate, așa, noi am, am spune și dovada este chiar de curând, autostrada A1, unde s-a făcut anumite asfaltări pe niște porțiuni, undeva acum șapte aici? luni de zi. Acum șapte luni și Fix în acele locuri au apărut gropi. Asta se face la un uh, drum uh, național. Este un drum național, este o, o autostradă, un drum de mare viteză, iar o groapă pe un drum de mare viteză este crimă curată. Am înțeles. Ex există, de exemplu, ați făcut, pentru că sunt sigur că aveți multe și am văzut și site-ul vostru, am văzut activitatea voastră pe Facebook ca să putem merge mai departe și către poliția română și să vorbim cu dânsii, pentru că dânsii sunt sigur că au și supraveghează și sunt atenți la ceea ce se întâmplă pe drumurile în afară de ceea ce se întâmplă eu știu, cu șoferii și cu mașinile, sunt sigur că sunt atenți la astfel de aspecte. Există o incidență mai mare a gropilor, să spunem, în zona rurală față de zona urbană, față de drumuri naționale, față de drumuri județene, față de drumuri locale? Nu, da. Din contră, există localități în zonele rurale unde au fost accesate fonduri europene și... Au început le... să accese fonduri europene. Au început, da, da, multe, da. PNDL, pe PNDR, pe Ministerul Dezvoltării. Incredibil. Adică sunt acolo niște mă, drumuri impecabile. Deci, iată că se poate ar trebui toată lumea să ia, să ia aminte. Ok. Ce faceți voi efectiv? Ca asta trebuie să povestim. Asociația voastră descoperă gropi <laughs> până la urmă. Ce faceți cu ele? Aș putea practic, întreba noi așa. Avem o atitudine cetățenească și ne îndeplinim rolul de cetățeni. Suntem chiar obligați de codul rutier să sesizăm aceste aspecte, neconforme, aceste probleme de siguranță rutieră, grob, lipsă marcaje, lipsă indicatoare, lipsă parapet, unde este cazul, elemente de siguranță în general și transmitem celor de la poliția rutieră aceste lucruri. Practic îi ajutăm. Pentru că nici cei de la poliția rutieră nu au. Nu o să stea să dacă parapetul efectiv. Nici nu, care nu știu dacă e parapetul, trebuie să fie la locul lui sau nu este la locul și așa mai departe. De exemplu, în zona râurilor, apelor. Am avut cazul de pe. Din, de la Dunăre, da? Unde a căzut o mașină, Mașina în... în apă, niște oameni au murit pentru că acel parapet era avariat sau nu exista chiar. La fel avem în zone cu curbe periculoase, în zonele de munte unde trebuie acest parapet sau, cum s-a întâmplat pe DN1, de unde s-a montat parapetul pe axul drumului, nu mai avem decese și nici grav răniți de 2 ani de zile. Aceste lucruri noi le semnalăm celor de la poliție, practic îi ajutăm. Că ce cei ce nu semna sunt... semna la Alex? Cum, cum semnalați? Prin tine? formularul RFG, se găsește pe site-ul nostru pe www.vrvomaniafărăgro.ro <coughs> se semnalează problema din teren, domnii de la poliție constată ceea ce și noi semnalăm, aceasta este procedura, și informează, sau acolo unde administratorul drumului dă dovadă de o largă nesimțire, ce cuvântul nu, se asta aplică sancțiune, nu? Despre asta Mulțumesc. este vorba. Hai să trecem aici, pentru că tot, uite, tu ai vorbit ce faceți voi. Ajung niște formulare, astfel de genul de formulare, și sesizări, ajung la poliția română. Ce se întâmplă, domnul comisar șef, cu aceste sesizări? În mod normal, toate sesizările cetățenilor trimise instituțiilor de stat, nu numai poliției rutiere, la... dar acum eu o să vorbesc în ceea ce privește poliția rutieră, o, fac obiectul unor informări adresate administratorilor drumurilor publice, fie că este vorba despre administratorul drumului național, autostrăzii ce se discuta mai devreme referitor la autostrada A1, A1 da, atâta, și da. totodată și celor care administrează drumurile județene, comunale sau străzile din interiorul localităților orașilor sau localităților. De fiecare dată semnalăm aspecte chiar și fără să fim... Sigur, ce observă și oamenii dumneavoastră, că e foarte clar da, că da, ei da. circulă, sunt în patrulare, sunt în misiune și văd și multe lucruri de genul da, Informările se fac chiar dacă nu primim sesizări de la cetățeni și de cele mai multe ori dacă nu se remediază deficiența constatată se recurge la aplicarea sancțiunilor contravenționale prevede acest lucru, nu? Bineînțeles, se pot aplica ce da. fel de sancțiuni sunt mari, mici? Sunt suficient de mari încât să, să i determine pe administratorii drumurilor publice să aplice măsurile legale de înlăturare a deficiențelor respective. Înțeles. Efectul este mai important decât cuantumul amenzii, vreau să subliniez aici. Da, da, da. Pentru așa este. că în momentul în care remediem o deficiență, o lipsă de parapet sau dacă aducem la nivel sau realizăm planeitatea unei infrastructuri rutiere, este mult mai important decât volarea pecuniară pe care poate să o reprezinte o sancțiune contravențională. Corect, corect așa este. Bun. Lucrurile clar că se întâmplă. Că observați voi, că observă agenții da în momentul în care sunt în misiune lucrurile se întâmplă cât de repede se rezolvă ce ați observat voi din practică cât de repede se rezolvă lucrurile au ajuns la ei sunt amendați sau nu li se face uh, li se atrage atenția li se dau amenzi sau nu cât de repede se rezolvă aceste lucruri ați observat o, o rapiditate în uh... Bineînțeles lucrurile încep să să capete Adică să să un, nu știu... O... Este aproape imediată diferența. Noi am, am, și filmat, la noi pe site puteți vedea chiar câteva sute de filmări, înainte și după. Da, chiar avem uh, o filmare pe care o, o, să o vedem acum. Ia uitați, chiar acum este, este o filmare. Este pe da, da, centrul în 2015. Da, cum era și cum se întâmplă. Exact. Când s-a asfaltat în sfârșit și centrul la București, o care bucățică. Nu era în plan să se asfalteze decât undeva prin 2017, era un sunt declarațiile da. celor de la CNADNR, se numea la momentul respectiv. Însă, împreună cu cei de la Poliția Rutieră, care au pistonat Pe da seama și că ei... Mi-am aveau cred că aveați echipaj permanent acolo, ca să nu se întâmple în o nenorocire culmea faptului și trebuie să subliniem acest aspect, pe drumurile care sunt cu platforma, cu partea carosabilă deteriorată, avem mai puține accidente. De ce? Și o explicație destul de logică. Pentru că se circulă foarte încet și atunci urmările accidentelor sunt mult mai reduse, consecințele accidentului sunt mult mai reduse. Dar asta nu vreau să o spun în detrimentul siguranței rutiere sau în detrimentul fluenței circulației. Adică trebuie groși ca oamenii să zică, hai să ne nu, da. no, E dacă bine, bine. este Te rog, Alex, doi. Un uh, Alex, unu, da, da. sau doi. Uh, situația nu e tocmai așa, pentru că la nivelul uh, Uniunii Europene, cu cât ești mai dezvoltat, cu cât ai autostrăzi, cu atât uh, lucrurile se mișcă în uh, bine. Și aici uh, nu spun doar din punct de vedere al uh, traficului. Este vorba de absolut... Uh, se mișcă totul ca un întreg. Adică, de la finanțe până la educație, totul depinde de infrastructură, totul depinde de... În momentul în care transportatorii se pot mișca, dar noi nu se pot mișca și... Da, nu... au, au dificultăți în ghilimele cu... Ei bine, cu țara respectivă... Punctul A, punctul punctu B, să spune. Țara respectivă înflorește la propriu. Da, aici Asta sunt. Este... Problema da, veșnică, e problema aia veșnică. Noi nu avem aici. autostradă de la... Da, noi Constanța într la într-adevăr în avem o, o problemă Destul de mare cu drumurile de mare capacitate și viteză, și știi și dumneavoastră, și toată lumea știe acest aspect. Sunt proiecte în desfășurare. Uh, de la Asociația România Fără Gropi are dreptate. În momentul în care ai drumuri care îți permit să -ți calculezi un timp de a ajunge la o destinație normal, că nu te mai grăbești, nu mai ești da, uh, nevoit ajungi, să da. faci depășiri pe un drum cu o bandă de circulație pe sens uh, și atunci riscul de a se produce accidente e mult mai scăzut. Plus că autostrada uh, trebuie să subliniat că are separarea sensurilor de căilor unidirecționale de că mers, da. da avem bandă de urgență, sunt mult, mult mai eficiente din punct de vedere al siguranței și al fluenței traficului. Noi eu mă refeream strict la faptul că unde sunt gropi, ești nevoit ca să ți protejezi autovehiculul să circule. Era un aspect exact. Dar aici referitor la lipsa autostrăzilor, da, e o deficiență pe care pe care o resimțim cu toții, din păcate. Și și aș vrea să beau o cafea dacă acum plec de dimineață și seara la Viena să beau și o cafea la Prater, nu știu, sau undeva acolo. Bine, problema gropilor Încă mai doresc. Într-adevăr, fiind gropi, mergem mai mergem mai încet, avem mai puține șanse să producem un accident în acea zonă. Însă, da. de îndată ce vom da de un drum bun, la da, 10 km, da, da, da. vom dori S -s -s psihologic, vom da. dori să accelerăm. Plus, frustrarea și stresul provocat de faptul că dai prin niște gropi, știind că tu ți-ai plătit vinietă, taxă de drum, da, da. A, impozit, acciză, supraacciză, inclusiv în comportamentul tău ca șofer, se apar niște modificări care ulterior vor avea niște efecte negative. Chiar dacă în zona cu gropi, nu s-a întâmplat accident. Îți mai spun un aspect că dacă vede șoferul nervos, mai vede și un polițist, mai înjură și pe respectivul, da, cred din păcate s-a ajunge da, de la polițistul acolo, vede pe dreapta, nu făcute, de asta ce stați aici? Da, asta nu? e a, asta din păcate e o chestie pe care cetățenii nu o cunosc. Poliția rutieră nu asfaltează și nu repară drumuri. Noi suntem în sprijinul da. cetățenilor. Noi încercăm să reparăm să ce se mai, mai poate. Da. Noi poate. suntem prezenți în trafic și atunci nervii șoferilor se descarcă pe cine? Pe cine îl întâlnesc din partea autorităților? și uh, trebuie să subliniem în această emisiune faptul că noi încercăm să fluidizăm atât cât se poate și încercăm să aducem condiții mai bune de siguranță pentru că, nu uitați că poliția rutieră numără morții pe drumurile publice, noi facem cercetare la față locului da. și noi ne consumăm toate resursele și toată energia Știu pentru a face acest lucru. Așa, să da? deci mai noi noi ne-am dorit lucruri. autostrăzi, ca lumea să circule ca și în țările civilizate, noi ne-am dorit drumuri bune, dar din păcate trebuie să facem față cu oamenii pe care îi avem cu resurse umane uh, uh, la situația Apropo, actuală. Apropo, în momentul de față aveți o de... lipsă destul de mare de efective după câte știu eu. Știu că cel puțin la numărul, nața, cred că sunt câteva mii care ar trebui angajați mai nou în zona asta. E adevărat. Uh, e un deficit și ref... s-a fost problema să se poată angaja. Acum nu știu cum se va reuși să se se ajungă la. se a acoperi acest deficit. Oricum, acum, în această perioadă, urmează să desfășoare niște concursuri pentru trecerea în rândul poliției, și școlile și-au crescut capacitatea, ca să le spunem așa, pentru a suplini deficitul personalului care a trecut în rezervă în cursul da. anului trecut. Este, Aveți aveți de furcă, aveți mult și mai ales aveți și problema asta cu mânia oamenilor în momentul când se întâmplă. Legat de, de, de pe această mânie, a, bine, cetățenilor... Spunea, Alex, colegul tău că devine nervos. Uh, e clar că în momentul când devine nervos... Se poate demonstra de ce este așa. Dar uh, în ultimii doi ani, uh, poliția ne-a arătat că a venit în sprijinul cetățeanului. Și într-adevăr, i-a amendat pe acei administratori de drum care nu și-au făcut treaba. Într-adevăr, la început a fost mai, mai greu să urnim da, da, dar da. acum, iată că se poate și lucrul ăsta nu poate decât să ne aducă într un într-un punct în care ă, ajungem așa la normalitate, pentru că ce se întâmplă acum nu este normal. Da. Aici putem să punem și o chestie care spuneai. Ai văzut pe a de exemplu, acum da. șapte luni de zile s-a asfaltat și erau... mi-a arătat cu telefonul, ok. s-a da. Pus. E clar că acolo nu s-a făcut treaba așa cum trebuie de către cei care au câștigat licitația de asfaltare și așa și mai departe. De către cei de la Cnaire care au recepționat Trebuie să lucrare. recepționeze, sigur că da. Asta nu mai spunem de celebrele surpări ale autostrăzilor și alte lucruri. Acolo sunt mult mai... Am intrat în istorie. Multe, multe ca lucruri. Uh, de pace să ne demolăm propria autostradă. Da. Ce se întâmplă, de exemplu, apropo, diferența dacă iarna cum să spun... Uh, apar mai multe gropi în primăvara, toamna, încă o dată aveți o evidență, adică din cauza cărori intemperii se, se strică mai repede. De fiecare dată, iarna. Și acum, diferența de temperatură? Diferența asta de temperatură se pare că afectează asfaltul. Deci înseamnă clar că folosim un asfalt prost, o mixtură din asta care nu, nu este bună, mm -hmm. pentru că în toate celelalte țări din vest, se folosesc peticele, se apar gropi după bă, vremea asta bă, rece. Numai la noi e așa un dezastru. Nu înțeleg de ce. Deci probabil că rețeta da. asta de mixtură asfaltică nu este bună. Trebuie... E adevărat. Uite că tot spuneam, avem un număr de al telespectatorului pe care noi nu-l amintim de fiecare dată să intre, numai că au sunat foarte mult și chiar o să iau un telespectator să vedem care este părerea. Probabil că este și șofer. Bună seara! Alo! Bună seara, vă auzim! Sunt șofer și șofer de mulți ani, de 47 de ani conduc în țărișoara asta noastră. Bun. Și acum mai, mai nou am văzut un drum național și aș întreba pe domnii care cunosc legile țării, eu le cunosc și am citit în da, plastic, vă am rog. dat examen, m-am nu știu cât ani. câți ani, metri are un drum național făcut nou, acum de e, o lună jumătate. Adică spuneți an? că e mai mic decât ar trebui să fie sau ce spuneți? Ce vreți să spuneți? Eu vă spun că are 5,89 metri. Drum național, vă rog, frumos făcut, acum nou. Cum se numește? Care drum? Da, ne mai multe indicații și spuneți-ne și cum vă cheamă, domnule. Să vă dau și numele. Uzoni Gabriel, eu sunt dar îmi foarte mult. Bine, Drumul e așa, Beclean, Beclean, Năsăut, spre Năsăut. E un drum făcut nou acum de o lună jumate, două, hai să zic, trei luni de atât. L-ați măsurat? Ați constatat care are 5,89? v am pus metru cu poliția, poliția am oprit pe stradă cu radarul, să de la, nu domnii de aici, domnii de la Bistrița. Da, 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 de domnule, domnule, da, poliția județeană. Știți ce mi-a zis domnii? Am zis domnule, vorbiți în glumă, zice nu chiar în glumă, dar n-avem ce facem. Mi-a spus clar, nu era cu Dar zice domnule, e făcut ca să omoare oameni. Eu vă spun așa, direct. Am înțeles, da, ruc, a fost, a fost așa, v-a spus noastră, da. Am înțeles. Nu, nu, nu. și cu mine am, toți am realizat că asta e făcut pentru să omoare oameni. Fiindcă două autobuze dau oblizele de o altă. Credeți-vă, verificați, întrebați, să îi beclean spre năsăut. Până la salva ai făcut nou Într-o curbă, tirurile dau de o altă. Dacă nu vă luați curbă. Am este înțeles. vorba de DN17D? E, exact, și Național scrie. Și, și pe bă, asta. Ne-ați dat temă, gata, aveți temă aveți pentru asociație, clar. Și pentru poliție. No, și trebuie. pentru poliție, pentru Cora că, pe da, poliție, va poliție. trebui să, lua, să ia măsuri nu, dacă spre, lucrurile eu, sunt așa. Nu, nu să știu ce să de ce a făcut drumul ăla dacă te vrea să nu fie accidente. Cu face cu jumătate de metru mai la bate doamne asta. Da. 7 metri scrie în carte că n-am bătat eu în 70. Da, da. Așa este. Atât da scrie. metri. Bine, haideți domnul Gabriel că ne-ați dat temă și o să încercăm să și să, facem un material. Da, interesant. Să verificați, verificați. Să Mulțumim. Că vorbesc prostii. Da, să E un drum foarte fain, amu. Să vezi ce viteză umblă. Ioi, ioi. Păi dacă e nou și asfaltul e neted, normal că... Neted, neted, frumos. Știți cum este, da. bagă piciorul da, în da, accelerație. Nu mă nu, pic, nu-i făcut nicio ieșire stânga dreapta în localități. E nimic. Și scrie da. acolo, dacă intri cu, cu căruța, cu mizerie pe sus, ai drogă, am înțeles. Mulțumesc fain domnul Gabriel. Sănătate, sănătate. Mai bine sănătate, da. Probabil că e un caz pe care va trebui să-l să-l vedeți și și poliția română și voi. Dacă se dovedește a fi adevărat, e e deja de da, e e cam un caz de penal. E de penal. Exact. Da, de, de alți colegi de, domn, de domnului de la poliție care ar trebui să Da, pe vadă din și -a observat despre ce observat și probabil vorba că acolo. Da. pentru că inevitabil se vor întâmpla accidente, un drum Așa ceva nu trebuie pentru un național. Este, este sub Bine, el trebuie verificat, trebuie să spunem la în același timp, trebuie, trebuie verificat. Da, 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 sigur exact. că da. adică trebuie lucrurile pe care le-a spus și... domnul Gabriel trebuie să fie verificate, o să măsurate le și să verificăm prin compania de administrare a infrastructurii rutiere, mm -hmm. să ce vedem într-adevăr ce a vizat proiectul ăsta de reabilitare sau la ce s-a referit, pentru că, în mod normal, nu știm nici ce lucră s au efectuat. Domnul care a intrat în direct a spus că drumul e foarte bun, că e făcut <gânt> posibil să se fi făcut un strat de asfaltare al drumului și să nu se fi intervenit deloc asupra infrastructurii, asupra platformei părții carosabile. carosabile da. Și atunci trebuie să vedem ce categorie de lucrări a fost aprobată, ce s-a întâmplat acolo și într ce, dacă de... da, mă rog. ce, se, ce se întâmplă efectiv pentru, pentru acel drum da. național, care este un drum național secundar. 17 d da. este un drum național secundar. secundar nu? Este un drum Plătește vinietă pentru el. Dacă nu ai vinietă pe acel drum, plătește amendă. Am înțeles. Eu sunt novice și asta. Ce lățime ar trebui să aibă un astfel de drum? 7 metri, cum a spus domnul Gabriel? 8 și 12 metri pentru drumurile naționale. Chiar dacă e de grad 2 sau cum sau secundar? Mă rog, aici se încheie. Vom vedea în legătură Sigur, noi acum vorbim ipotetic pentru că nu știm exact și lucrurile nu le vedem la fața locului. Mă rog, e un caz de semnalat până la urmă. Deci, asfalt, iată și bun, ce înseamnă? Un alt pericol. Pentru că aici ajungem la cauzele pe care le spuneam mai devreme, impactul infrastructurii rutiere în siguranța rutieră. Aici e o problemă pe care uh, o aveți foarte mare la poliția română. Permiteți să cu numărul așa... de mașini care a crescut și cu ce se întâmplă ora o actuală, explozii, când dimineață, zi, seară, nu mai poți să mai circul, Nu vorbesc în București, în afară. Deci aici aveți o mare, mare problemă și bătaie de cap. Așa este? Sigur, toate drumurile naționale sunt uh, supra-solicitate din punct de vedere al fluxurilor de vehicule, pentru că numărul de uh, autoturisme matriculate, și nu numai autoturisme, autovehicule în general a crescut, așa cum ați spus și dumneavoastră, iar infrastructura, din păcate, a rămas aceeași. Uh, lumea este din ce în ce mai mobilă, își, uh, are Circulă, uh, domiciliu într-un loc, au uh, servicii sau. Prin natura serviciului călătoresc mult cu autoturismul, care nu mai este un lux în ziua de astăzi, ci este necesitate. o necesitate. A. Și din cauza asta, într-adevăr, șoselele, cum ați spus și dumneavoastră, sunt supraaglomerate. Și avem nevoie de mărirea capacității de da tot, tot da, tot spunem. Tot, adică bă, realizarea de autostrăzi. La Pampio de atâta vreme, vremea, sunt 28 da. Era bine 29. dacă aveați invitat aici cineva de la administratul da, drumului național și atunci ne putea lămuri și cu privire la uh, cum s-a reabilitat acel drum național secundar O să și facem cu proiectele o... de autostrăzi. Din păcate, noi suntem uh, da. de altă parte a baricadei și noi ne facem treaba strict. De pentru. De, treaba Sigur, de, de siguranță rutieră, o să vă dau o veste foarte proastă. Niciun drum din această țară nu are inspecție de siguranță rutieră. Lucrul ăsta ar trebui să fie mai multe. Păi, inspecția asta de siguranță rutieră e ca un pe la mașină. Se face din doi adică la, ani. Adică, când se face recepția, trebuie să fie da, făcută. Nu doar atunci. Sau doar atunci. Uh, trebuie făcută <coughs> din doi în doi ani, uh, pentru că na, apar tot felul de gropi, uh, marcajele se șterg, uh, nu știu, eventualele. Uh, parapet sau se mai strâmbă din cauza Mai trec unii pe acolo și le mai completează. Am exact. înțeles. Țineți-vă ideea asta. pentru că mergem da. într-o pauză publicitară și după aceea revenim să vedem ce acestă cu această inspecție, nu, de siguranță rutieră. Partea a doua, tot cu invitații mei, vi reamintesc aici domnul Comisar șef al Inspectoratului General Poliției Române, domnul Horațiu Pop Alexandru Ștefan și Alexandru Vulvoi, reprezentanța asociației RFG România fără gropi. Revenim în câteva minute.